Am revenit la Cisnădie pentru partida dintre Măgura și campioana CSM București din sala Măgura, din micuța localitate aflată lângă Sibiu. CSM București, mare favorită în acest meci, iată și pe Adi Vasile. În prima etapă, CSM n-a avut nicio emoție cu HC Zalău și vine cu o echipă cu destule modificări față de ce ar putea aduce cel mai bun CSM București. Lozer și David sunt cei doi portari. Apuș Căroaie, Nicoli și Östergaard pe extrema dreaptă, Flip și Kobilinska pe interdreapta, Zaradi și Rotaru în centru, Arnță, Neagu și Stoica pe interstânga, din Diligan este extrema stânga, iar Ailincăi și Pintea sunt cei doi pivoți, cele două surori, așadar 15 jucătoare pe foaie pentru CSM București. Nu sunt în lot pentru acest meci Hennifer Gutierrez sau Vilde Ingstad, nici portarul Evelina Eriksson în lotul deplasat de Adi Vasile la Cisnădie. Noi suntem Dan Marinache și Adi Costeiu împreună. Vom urmări acest meci, l-am văzut și pe tehnicianul Măgurii, Alexandru Weber, iar acum avem lotul Măgurii pe ecran. Da, Weber a optat astăzi pentru următoarele jucătoare. În poartă Raicic, Batinovi și Pașca, extreme stânga Betcader și Ilie, inter stânga Kalișcan și Chepici, centri Galinska, Roșu și Bardac, Vasileuska ca inter dreapta, Moldoveanu și Neagu ca extreme dreapta, iar pe pivot Jlezi, Tătar și Tomescu. E o echipă cu multe jucătoare experimentate, iată și pe cei doi arbitri ai partidei, din Roman sunt cei doi, Murariu și Tabacariu. Vorbeam de echipa Măgurii, într-adevăr, jucătoare cu mare experiență în cam pe toate pozițiile, Raicic și Batinovic, evident, în poartă, două jucătoare extrem de experimentate, internaționale chiar. Batinovic, medaliată cu bronz la Europeanul recent încheiat în iarna trecută. Totodată pe centru Galinska, în Roșu și Bardac, din nou experiență și la nivelul pivoților, jucătoare cu multe meciuri în Liga Florilor Mol, însă Cisnădie n-a reușit un sezon prea bun în stagiunea precedentă, s-a întărit și în această vară, a făcut destule transferuri în echipa lui Alexandru Weber, însă în prima etapă Măgura a pierdut la Baia Mare 27-29 și încă e în căutarea primei victorii din actuala stagiune, una extrem de echilibrată. Am văzut ce surprize s-au întâmplat în aceste prime runde. Rapidul a pierdut cu nou promovata Corona Brașov la 4 goluri pe teren propriu, apoi a câștigat cu Baia Mare ieri. Totodată au mai fost rezultate nescontate. Dunărea Brăila a revenit de la o diferență destul de mare pentru a egala meciul cu SCM Craiova, disputat tot ieri în runda a doua, iar SCM Râmnicu Vâlcea este lider după primele două etape. Probabil că va fi depășită de CSM la gol averaj după acest meci, dar un început foarte bun și pentru echipa lui Bent Dal, care a avut totuși adversari ușori. Era câștigat clar la Târgu Jiu, la o diferență de 8 goluri. Dar din ce au transmis și din rezultatele din meciurile amicale, Vâlcea va fi una dintre echipele importante ale Ligii Florilor în acest sezon. Rapidul, iată, a făcut un prim pas greșit, acea înfrânge, 4 goluri diferență în fața Coronei, de puțină lume sau de foarte puțină lume anticipat un astfel de rezultat. CSM-ul a arătat atât în Supercupă cât și în prima etapă un alt nivel. Au fost două victorii, ultima la 17 goluri diferență de CSM HC Zalău, 33-16, un rezultat practic. CSM-ul a scris de două ori mai multe goluri decât a primit de la echipa lui Gheorghe Tadici. Începe CSM-ul cu Nicolici, Kobilinska în extrema dreaptă și în interdreapta, Zadi în centru, Pintea pe pivot, Neagu și Dindrigan pe interstânga, respectiv extrema stângă, și aruncarea de start a fost a CSM-ului, echipată în alb și negru. Astăzi Cisnădia este în roșu. Neagu pentru Kobilinska, un start bun pentru Monica Kobilinska, jucătoare cu experiență poloneză.
Da, una dintre jucătoarele care au venit în această vară la, la CSM. Acum Zadi pentru Neagu, se pregătește o angajare pentru pivot. Pintea era în luptă cu semicerc, pe semicerc cu, cu două adversare care au anticipat o pasă care a venit până la urmă către, către Crina. Chepici și Galinsk au fost acolo cei care au blocat-o pe Crina Pintea. Zadi acum, Zadi din nou pentru Pintea, foarte frumoasă faza și vine primul gol al CSM-ului, marcat de Crina Pintea, din nou în angajarea pivotului, foarte ușor a apărut totul, iată-o pe Zadi, pasă peste întreaga apărare. Absolut școlărește ce am văzut acolo. Între timp, Glozer arată că își menține forma excelentă din acest început de sezon. Am văzut-o în supercupă absolut excepțională pe Laura Glozer. Vine și prima aruncare pe care Marta Vatinovici o blochează la Cristina Neagă. E într-adevăr un succes pe care îl savurează muntenegreanca. Măgura încearcă să egaleze un prim atac, un al doilea atac oprit prin fault, aruncare de la 9 metri pentru echipa lui Weber. E un transfer care echilibrează cumva postul de portar pentru Măgura Cisnădie. Batinovici, o jucătoare cu foarte multă experiență, a mai evoluat în Liga Florilor Mol și la Vâlcea și la Buzău, venit în această vară la Cisnădie. Destul de lent atacul Măgurii acum, Galinska, multe pase laterale, nu există nicio tentativă de verticalizare. Abia acum scoate din nou cu piciorul Glozer. Și să vedem faza a doua a CSM-ului. Arnțen pentru Kobilinska, Arnțen pentru Neagu, din nou Arnțen, se înalță Arnțen, aruncă și pune acolo mingea în poarta Măgurii. Da, cu tot efortul Martei Batinovici, diferența crește în favoarea CSM-ului. Încearcă Măgura să revină, o aruncare și valide Vasilevskaya. Înscrie prima, e practic prima reușită pentru Măgura Cisnădie în această partidă. De la Chepici pentru Vasilevskaya a punctat Interul dreapta din Belarus. Noi am revăzut și golul marcat de Emiliansen. Acum din nou atac al CSM-ului la 2-1, o linie de 9 metri cu Zadin, Neagu și Kobilinska. Și Vasilevskaya a trecut pe la Vâlcea și pe la Bistrița în România. Jucătoare foarte experimentată și ea. Kobilinska a scăpat acolo mingea, dar a fost faultată și este aruncare de la 9 metri pentru CSM. A fost musculat Kobilinska în momentul în care pregătea o pasă pentru Nicolici. Acum de la Zadi, pentru Nicolici în circulație, vine și Neagu. Zadi, mingea circulă rapid, din Diligan punctează Marta Batinovici, fără șanse în fața acestei aruncări plasate. Extremei stânga a Naționalei României, 3-1 pentru CSM. De la Chepici pentru Vasilevskaya, Neagu în extremă dreaptă acolo. Galinska acum, destul de lentă construcția Măgurii. Nu sunt foarte multe soluții. Apărarea CSM-ului a făcut față cu brio în acest start de sezon. Galinska blocat acolo de conaționala Monica Kobilinska. CSM-ul a evoluat fantastic în Supercupă, victorii clare cu Târgu Jiu și cu Rapid, apoi n-a încasat 20 de goluri nici în meciul cu Zalăul. Chepici acum, ce aruncare foarte slabă pentru muntenegreanca. Mingea de la Neagu pentru Arsen, acum Kobilinska, depășire, Nicolici în extremă, Batinovici anticipează, strânge bine acolo și rămâne diferența de două goluri pentru CSM, 3-1, un merit îl are și portarul muntenegrean, portărița muntenegreană din tributurile Măgurii Cisnădie, 3-1 pentru CSM. Zadi este acum șeful atacului bucureștean cu Arsen în interdreapta. Vine din nou Nicolici în circulație, Arsen pentru Kobilinska, viteza e mare. A încercat Zadi pentru Nicolici, n-a fost pasa foarte precisă. Acum contraatac al Măgurii și al doilea gol al fetelor din Cisnădie vine tot din brațul stâng al Vasilevskayei. Dribling bun, frumos, reușit în fața lui Kobilinska, iată aici. A păcălit-o, destul de lentă, dar masivă, jucătoarea poloneză. Neagu rămâne pe bancă, a intrat Arnțen acolo cu acest start de meci.
E un început care arată totuși echilibru. Măgura reușește să facă față foarte puternicului adversar. Acum de la Arțen pentru Zadia, a încercat acolo să se strecoaie din dirigan Nicolic. Din nou Arțen, frumoasă fentă. Ce bine, ce bine a fentat și apoi a aruncat Emilie Arțen. A fost una dintre revelațiile CSM-ului în sezonul trecut, Arțen, atât din punct de vedere al construcției fazelor de atac, cât și al finalizărilor. Nicolic acolo a intrat prin semicerc, din nou Glozer cu a treia paradă, foarte bună evoluția, 60% deocamdată pentru goalkeeperul francez. Glozer, care n-a impresionat în stagiunea precedentă, venise din postura de cel mai bun portar al Ligii Campionilor de la Gier. Acum Glozer a avut evoluții bune atât în meciul cu Târgu Jiu, cât și în meciul cu Rapid. A fost numită cel mai bun portar al Supercupei. Din nou Kepic, jucătoare cu multă experiență, a jucat foarte mult în Danemarca, trecut pe la multe echipe pe acolo, pe la Randers, pe la Holstebro și la Buducnost ultima dată. A jucat în Champions League. Aruncă Vasilevskaya printre brațele lui Glozer și practic e CSM versus Vasilevskaya. 3 goluri pentru Ciznădie, toate marcate de Interul dreapta din Belarus. Acum succesivă în extremă blocată la timp Nicolic. Zadii lasă pentru Arntzen. Ce gol marchează Arntzen. Practic a preluat mingea acolo. Imediat a aruncat, a prins-o în aruncare practic mingea, a catapultat-o în bară. Bară și gol pentru CSM București. 3 goluri și pentru Arntzen. Principalele marcatoare ale partidei sunt Arntzen și Vasilevskaya, fiecare câte 3 goluri în primele 7 minute. Dar poate câștiga un premiu de frumusețe această execuție a lui Emilie Arntzen și acum început, cum bine ai remarcat, excelent în această după-amiază la Ciznădie. Frumoasă pătrunderea! Galinska a fost cea care s-a strecurat acolo după o fentă absolut magistrală în apărarea CSM-ului și lucrurile rămân în echilibru. Diferență de un gol au marcat și fetele din Ciznădie, 5-4 pentru CSM. Rămâne... Da, Galinska a venit chiar de la echipa care evoluează în Champions League, Zagłębie Lubin. Reprezentanta Poloniei în Champions League în acest sezon, așadar un transfer important, o jucătoare de 30 de ani experimentată, care a evoluat și la Dortmund și la Neustadt în Germania. Acum o paradă pentru Batinovic și ea cu 3 parade, un start bun pentru golkeeperul Măgurii. Ciznădie poate să egaleze, dar aruncarea lui Kepic vine din nou mult peste poarta, a doua consecutivă ratată de muntenegreancă. Neagu în extremă pentru Nicoli, super, dar intervine foarte bine Batinovic și cere acolo să plece pe contraatac. Iată unde a ajuns Batinovic, în centrul terenului. Da, e multă pasiune aici pe teren la Ciznădie. Rămâne 5-4 pentru CSM București după acest start în care practic Ciznădia a răspuns prin golul Nataliei Vasilevskaya și prin paradele Martei Batinovic. Gigantul CSM este încă aproape de echipa lui Alexandru Weber. E doar un gol diferență între cele două echipe. Din nou Vasilevskaya. Multe aruncări peste poartă ale Măgurii Ciznădie. Nu au cea mai bună precizie și asta se vede și pe tabelă. Neagu acum lasă pentru Arntzen în pivot pentru Pintea. Se învârte acolo Pintea, reușește să marcheze și al doilea gol. 6-4 pentru CSM București. Început bun de partidă pentru echipa bucureșteană, pentru campioana României, pentru echipa care, una dintre cele două echipe alături de Rapid, care ne vor reprezenta în Champions League și în acest sezon. CSM debutează săptămâna viitoare cu Odense, vice-campioana Danemarcei, echipă care a pierdut titlul după 2 ani consecutivi, finala cu Esbjerg. Ciznădia acum în atac. Da, vine Bardak, introdus în zona liniei de 9 metri, acum din nou Bardak pentru Abed Kader, înțearcă Abed Kader. 7 metri apărare în semicerc, a fluierat arbitrul. Nicolic nu înțelege ce s-a întâmplat. Nicolic venită de la Bistrița, acolo și-a reziliat contractul după mai multe neînțelegeri cu conducerea clubului și a venit în Champions League.
Va executa tot Galinska față în față cu Glozer. Poloneza încearcă să reducă din handicap o fentă și excelent. Laura Glozer este într-o formă fantastică în acest start de sezon. A avut 9 parade în finala cu Rapid, în finala Supercupei. O evoluție foarte, foarte bună. Alte 8 parade în prima repriză a meciului cu Târgu Jiu, când CSM și-a creat un avantaj important. Așadar, și acesta este un plus pentru CSM București. Glozer, jucătoare importantă și naționala Franței, din care face parte și Graza Adi, pe care am văzut-o acum. Neagu aruncă pe lângă poartă. Rămâne 6-4 când intrăm în minutul 11 al acestei partide de la Cisnădie. Trece bine, bine de tot acolo Bardac și reduce din handicap. Foarte bine a găsit acel culoar. Da, ceea ce n-a reușit Galinska de la 7 metri, pentru că am revăzut parcă acea aruncare a Sorinei Grozav din Supercupă. Minutul cred că era apropiat și parada Laurei Glozer. Acum Glozer a fost învinsă la această pătrundere a lui Bardac. Rămâne un gol diferență CSM cu Neacu pentru Zadi. Acum din Diligan găsește colțul scurt Alexandra din Diligan. Diferența crește în favoarea campioanei României CSM București. Cât contează să ai eficiență de pe extremă. Acum din nou Glozer, dar a fost faul și aruncare de la 9 metri. A căzut acolo, cred că Galinska. Cât contează să ai eficiență de pe extreme, pentru că evident apărarea Măgurii încearcă să blocheze interii, pentru că nici n-ai cum altfel. Atât Monica Kobilinska, cât și Zadi, cât și Neagu sau Arnță aruncă foarte puternic de la distanță. Bine, Zadi pe pătrunder mai mult, dar în condițiile în care astfel de inter trebuie să te aperi la ei și asta deschide jocul pentru extreme. Încă o paradă pentru Glozer, a cincea. Și e la 50% golkeeperul francez, cu 2 parade consecutive. CSM poate să meargă la 3 goluri pentru prima dată în acest meci. Kobilinska ratează acolo. Recepția a fost lovită, asta acuză, dar se repliază. E clar, n-a reușit să prindă mingea atunci când i-a fost transmisă de Neagu. În extrem încearcă și Măgura, dar este blocată Neagu acolo. Da, s-au repliat bine fetele lui Adi Vasile. Rămâne diferența de 2 goluri. O scoate Weber pe Kepić, reașează atacul, cred, cu Galinska în centru. A intrat Jlezi pe pivot, pivotul tunisian care a mai evoluat la Slobozia și la Zalău în România. Unul dintre cei 2 pivoți din Tunisia, din Liga Florilor Mol. Azma Elgaoui este și la Vâlcea. Aruncă acum puternic Çalıkşan și marchează primul gol jucătoarea turcă, Iskit Çalıkşan. Kobilinska pentru Nicolis, ținut acolo de tricou. Nu, este Östergaard care a intrat acolo și doar un cartonaș galben pentru faultul inițial. Da, am văzut cât de bine a aruncat Çalıkşan la acea fază în care Măgura a pregătit un atac pentru aruncare de la 9 metri. A fost o surpriză și pentru Laura Grozer și diferența a scăzut din nou. Un singur gol le mai despart pe cele două oponente. Acum Zadi pentru Flip, a intrat și în locul Kobilinska, încearcă o aruncare pe întors Cristina Neagu. Deocamdată, dacă nu mă înșel, Neagu n-a punctat. Aruncat de 2 ori la poartă. N-are gol, într-adevăr. Trebuie ștearsă podeaua. Se poate. Și mai puține ștergeri de podea în ligile naționale. Da, și e un minutul meci, 14. E un meci cursiv. E un meci cursiv, care a avut ritm. E un meci bun, într-adevăr. E o replică bună dată de Măgura Cisnădie până în acest moment. N-a dat impresia CSM că ar forța foarte mult, dar foarte interesantă combinația. Sunt multe probleme la recepție, atât pentru Pintea, cât și pentru Kobilinska, am văzut în acest start de meci. Cisnădie, dacă nu greșea aici, putea să egaleze. Contraatac al CSM-ului, Zadi pentru Dindiligan, aproape de pași Dindiligan, dar golul este validat și este 8-6.
Dar până la urmă, extrema stângă funcționează la CSM. Din Dilican arată eficiență 100% și lucrul acesta se vede. Sunt din nou două goluri avantaj pentru CSM București, însă Măgura Cisnădie pare că poate pune probleme acestei echipe, zic eu, extraordinar de Măgura, bine construite. Măgura a pierdut la două goluri cu Baia Mare în prima rundă, deplasare lungă, evident, până în Maramureș, dar e clar, are ambiții mult mai mari decât în sezonul precedent, când n-a avut absolut nicio șansă, a pierdut foarte multe meciuri și n-a avut nici o echipă bine închegată. Acum a reușit câteva transferuri, momente confuze de joc, s-a fluierat fault acolo, înainte ca Flip să prindă mingea și rămâne CSM-ul din nou în atac. A intrat și Ailinkăi pe pivot, sora Crinei Pintea, jucătoare care nu prea a evoluat în ultimul sezon pentru CSM București, mai ales în momente de genul acesta, prindea multe minute pe final de repriză. Acum, pentru că există acea regulă cu 40% jucători români, CSM-ul este obligată să folosească și jucători români. Un gol marcat, practic trademark pentru Neagu, această pătrundere și aruncare. Dar nu a reușit să facă replierea Neagu la timp și vine eliminare de 2 minute pentru Ailinkăi, cred. Da, a fost un moment în care... Nu e prima dată, scuze, Dan, nu este prima dată când Ailinkăi intră și încasează repede eliminare. E vorba de disciplină aici. Golul a fost al lui Galinska, dar și în Supercupă la fel. Ailinkăi a intrat și în câteva secunde a fost eliminată. Practic tot ritmul se dă peste cap. Crina Pintea trebuie să revină încă o dată, pentru că doar cele două surori sunt pivoți la CSM în acest meci. Așadar, e nevoie de o disciplină mai mare, de o atenție mai mare în defensivă pentru Ailinkăi. Acum Flip găsește culoarul, înscrie foarte frumos și se face avans de 3 goluri pentru CSM din nou. Da, au fost goluri frumoase de pe pătrundere. Încearcă acest lucru și Bardac, a pasat pentru Neagu, însă Glozer a fost din nou inspirată. Avantaj de 3 goluri pentru CSM București la acea fază la care Ailinkăi a fost eliminat. Am asistat la o frumoasă pătrundere a centrului polonez Galinska, soldat cu gol, 7 goluri Cisnădie, 10. CSM atac al campioanei României de la Flip pentru Zadi. O linie franceză acolo la 9 metri, din nou Zadi. 7 metri. Foarte bine, din nou Flip, este aceeași fază. Are o pătrundere foarte bună. Flip este la bază, extremă dreapta. A făcut tranziția către acest post de inter în ultimii ani. A fost inclusiv cea mai bună extremă dreapta aleasă în All-Star Team-ul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Neagu față în față cu Rajčić reușește să marcheze fără nicio emoție. Și pentru prima dată se fac 4 goluri pentru CSM București. E nevoie de o schimbare la Cisnădie, mai ales că au avut om în plus și vine timeout-ul probabil. Nu, trebuie ștearsă Podeaua. Au avut om în plus 1 minut și 45 și iată, CSM-ul nu numai că nu a avut probleme, ci a creat și un handicap de 4 goluri pentru prima dată în acest meci. Surprinzător parcă, dar CSM-ul a funcționat mai bine în inferioritate numerică, poate și Măgura n-a avut soluții pentru astfel de situație. Da, e interesant pentru că dacă te uiți pe lot, spuneam, Măgura Cisnădie este o echipă experimentată, dar nu știu dacă se poate bate cu adevărat să termine, de exemplu, în primele 6 echipe din campionat. Pentru că sunt echipe care au o valoare mai mare, o experiență mai mare, jucătoare mai bune, mai ales la nivelul lotului, la nivel numeric. Pentru că aici e de fapt problema, în momentul în care primul 7 al Măgurii începe să obosească, soluțiile sunt poate cu probleme, cu număr mai mic, cu performanțe mai mici. Și da, trebuie ștearsă Podeaua, evident. Ar trebui cumva transmis echipelor din Liga Zimbrilor și Liga Florilor
că un prosop șterge mai bine suprafața aceasta decât acel mop. Până la urmă, sunt momente. Am auzit pe ambianță. Am auzit pe ambianță. Există... Da, bine, aici trebuie doar cumva să te uiți, să te inspiri. În străinătate cam asta se întâmplă. Și e greu totuși. Avem totuși acces la informații. Nu mai suntem în anii 1980-1990. Sper că nu picură din sală. Bine, asta... Da. E o furtună la Cisnădie și sala din Cisnădie s-a hotărât să cedeze în aceste momente și plouă în sală. Acum veți spune că suntem răi, dacă spunem anumite lucruri. Luni am avut la Suceava un meci care a durat o oră și 47 de minute. Pentru că la fiecare acțiune de atac, în momentul în care un jucător cădea, fiind faultat, trebuia ștearsă podeaua. Acum se întâmplă și astfel de lucruri la Cisnădie. Evident, nu se poate juca în aceste condiții, pentru că siguranța jucătoarelor aflate pe teren este cel mai important lucru. Dar poate că ar trebui să ne gândim și noi, din când în când, cum să îmbunătățim lucrurile. Evident, nu este o tornadă care să rupă sala în două, să distrugă acoperișul sau așa mai departe, dar au mai existat discuții legate de calitatea locurilor unde se joacă în România și având în vedere că echipele din țara asta au un buget foarte mare, atât la băieți cât și la fete, și inclusiv se discută în cercuri înalte, la Federația Internațională de Handbal, la Federația Europeană de Handbal, se tot discută despre modul în care românii au o forță financiară atât de mare încât să aducă jucătoare plătind dublu salariilor pe care le-ar putea avea în țările natale. Poate ar trebui să ne gândim, evident, investițiile sunt mult mai mari într-o sală de sport. Dar poate ar trebui să ne gândim cum să facem să fie lucrurile măcar decente, să nu se mai întâmple cum s-a întâmplat la Suceava luni sau astăzi. Evident, este un eveniment nefericit pentru că plouă. Și ca o ironie a sorții, până la urmă, la stație AC/DC anunță Thunderstruck. Nu, asta, și fulger. Da, asta nu ne-am dorit să fie cineva lovit de fulger. Asta chiar ar fi o premieră. Nu? Glumim acum, evident, dar trebuie să avem grijă, pentru că dacă va continua să plouă și vor exista în continuare scurgeri pe parche, pe gherflorul acesta, pe suprafață, atunci vom avea posibile accidentări. Dar trebuie să avem grijă. S-a reluat meciul după o pauză de 3-4 minute. Acum vine și golul marcat, cred că de moldoveanu acolo. Nu, tot Vasilevska era, da, Vasilevska, care a venit acolo în extremă. Vasilevska cu al patrulea gol al partidei în minutul 19. Cred că a surprins-o un prins și pe Glozer, pentru că aruncarea a fost nu neapărat plasată, cât foarte puternic. A fost o aruncare de interdreapta, nu de extrem. Acum, ce să un atac, un avans de 3 goluri pentru echipa lui Adi Vasile Zadin, într-o poziție neobișnuită. Asta nu împiedică să puncteze cu o depășire de maestru și cu o aruncare plasată. 12-8 pentru CSM București. Atac al gazdelor a fost la linia de 9 metri. Turcoaica Cealișcan a fost blocat, acum Galinska în centru. Ele două funcționează în această zonă stângă atacului de la Cisnădie. Vasilevska a intrat extrem acolo, în locul lui Neagu, care n-a avut foarte multe reușite. Interesant așa Măgura Cisnădie, o portar muntenegrean, interstânga din Turcia, jucătoare din Muntenegru, totodată la linia de 9 metri, din nou Glozer a scos acolo cu piciorul, dar a fost aruncarea de la 9 metri. Un centru polonez și așa mai departe. Trebuie să arunce la poartă Măgura. Bună aruncarea lui Cealișcan aici.
Da, a fost un moment în care toată lumea aștepta o aruncare de la 9 metri și a luat inima în dinți Cealișcan și a surprins-o din nou pe Gloser, care iată, a luat două goluri la rând, nu prea se întâmplă. Între timp, Abed Kader este trimisă la bancă, eliminată pentru 2 minute, extrema stânga a echipei Măgura Cisnădie. Nemulțumit acolo Alexandru Weber și cred că s-a șters din nou puțin podeaua. Zadi, Neagu și Flip, linia de 9 metri. Crina Pinte a rămas acolo și după eliminarea lui Ailin Căi. Neagu aruncă, Neagu printre picioarele lui Batinovic, ajunge și ea la 3 goluri, atâtea câte au marcat și din Diligan și Arnțăn. Imediat gol marcat și de Cisnădie. Repunerile rapide merg bine la Cisnădie. Galinsca are și ea 3 goluri și acum am văzut cât de bine au dat drumul la minge jucătoarele Măgurii. Imediat după gol, Raicici, nu Batinovici, Raicici este în poartă. Acum și ea a fost o jucătoare la Buduci Nost Podgorița. A intrat în locul Martei Batinovici, care a avut un start bun. Raicici foarte experimentată la Buduci Nost, la MES, din nou la Buduci Nost, apoi la Castamonu și la Siofoc. Echipe foarte puternice la care a evoluat Raicici. Interesant că a ajuns la Măgura Cisnădie totuși, în vedere că în permanență a jucat la echipe care au fost în Champions League. Da, și uite, vezi ce poartă are Cisnădie. Totuși CSM-ul reușește să perforeze deseori defensiva aceasta gândită de Alexandru Weber pentru a le bloca pe Zadi, pe Neacu, pe Arnțăn sau chiar pe Pinta, dar și Pinta funcționează. Practic, jocul cu pivotul a dat roade, schemele au mers bine în echipa lui Adi Vasile, avantaj de 4 goluri pentru CSM București. Încearcă Galinsca din nou pe pătrundere, e greu acolo în centru, s-au așezat bine Arsen, Flip și Zadi. Acum mingea a fost în afara forții, Arsen are spațiu și... A apărat acolo Raicici, nu știu dacă i-a dat în cap, da, dar nu a protestat, deci nu s-a întâmplat nimic acolo. Da, am avut o clipă senzația că Arsen a lovit-o pe Raicici, însă... Da, probabil că era mult mai rău, cădea pe spate goalkeeperul Măgurii și vedem cât de mult contează experiența. Iată-o pe Arsen aici, 1-1 număr i-a dat lui Raicici, care păstrează cumva handicapul de doar 4 goluri. Transpiră și sala din Cisnădie. Cum este că, uite... Nu, dar tot acolo, e clar că tot acolo. Unde Gloser, mai... cel mai bun portar din Champions League. Uite ce treabă bună face și când... Da, păi asta trebuie. Și poate dacă se mai uită lumea, vor folosi și echipele astfel de prosoape din România. Dar până la urmă, astea sunt condițiile. Degeaba spunem, nu se schimbă nimic. Adică nu s-a schimbat absolut nimic față de anii trecuți. Galinsca pentru Cealișcan. Cealișcan pentru acolo 7 metri. A fost apărare în semicerc probabil. Da, încearcă Bardac ceea ce a făcut dintotdeauna, să pătrundă și să forțeze aruncări sau 7 metri să obțină. Cealișcan este la linia acolo, o fentă și reușește să marcheze jucătoarea din Turcia. Al treilea gol pentru Interul, care evoluează deja de 2 sezoane la Măgura Cisnădie. Ce a reușit Cealișcan de la 9 metri, a reușit și de la 7, de la o distanță mai mică. Poate au fost mai multe emoții pentru că Galinsca ratase prima aruncare a Măgurii Cisnădie în acel duel cu Laura Glozer. Acum din nou CSM-ul în atac cu Flip pentru Neacu, Rotaru. Mingea este deviată acolo, mult mai bine, mult mai mobilă a fost defensiva Măgurii. A reușit blocajul și pe faza a doua vedem dacă poate să reușească ceva, ce pas a dat acolo Cealișcan, dar... Până la urmă au salvat jucătoarele echipei gazdă posesia. Bardac, Galinsca și Ișchit
Cialișcan, iar pe pivot a intrat Timea Tătar. Apărare avansată a CSM-ului cu Neagu la 5-1, dar pătrunde foarte bine acolo Bardac și reușește să înscrie cu al doilea ei gol. Reduce handicapul 14-12 pentru CSM și vine time-out cerut de Adi Vasile în acest moment, pentru că simte că echipa sa nu mai dă același randament. It's about two players that are coming with extreme there. You have to beat both of them with the right intensity and the right height and close everything every time very fast. But don't expect that if they will come all the time, both of them. So be in a little bit better position. Now, in the attack, Mochi, we have two options. Either to continue with the cross or to play the French cross five, where Laura, the French cross five, when pivot comes here and Laura, you make your attack here one against one, okay? So this one for her. Then we have to run return much better because they are running, so better returns. Come on! Da, Neagu stătea pe bancă acolo și asculta ce îi spunea Adi Vasile. Schemele de joc dictate de antrenorul CSM-ului, încrucișări, din ceea ce am înțeles, iar apoi în defensivă trebuie să aibă grijă la două jucătoare care pătrund foarte bine. Aici vedem un gol marcat de Bardac prin această acțiune. Mai și obținut un 7 metri Bardac, a mai și marcat un gol astfel. Așadar, CSM-ul a redus cumva turația în defensivă, odată cu mai multe schimbări efectuate. Din extrem acolo, 7 metri, blocată Nicolici de Ilie. Nu cred că totuși e Östergaard. Östergaard, da. Östergaard, e greșeala mea. Și Neagu așteaptă schimbarea de portar de la Cisnădie. Se întrerupe cronometrul pentru a se face această schimbare. Intră Pașca în locul lui Raici. Ce a rulat toți portarii deocamdată. Weber, tehnicianul Măgurii, Neagu. Bară, tot pentru Neagu, 1-1. Ratează încă o dată Neagu. Două ratări consecutive. Nu este una dintre cele mai bune zile pentru Cristina Neagu, care a ratat destul de mult deocamdată. Are doar 3 goluri din 8 aruncări, Cristina Neagu, așadar un procentaj puțin mai bun de 36-37%. Da, până la urmă, important avantajul de 2 goluri. CSM-ul are 14-12, Măgura are atac cu angajare pe pivot și în momentul în care Glose salvase din nou situația, cei doi arbitri se decid să dicteze aruncare de la 7 metri pentru Măgura. Tătar a găsit bine un spațiu acolo, a fost angajată din nou duel între Cialișcan și Glozer. 3 goluri înscrise de Turcoai, că să vedem dacă va fi al patrulea, este și al patrulea. Ovații ale spectatorilor, Măgura Cisnădie s-a apropiat la un singur gol de campioana României, CSM București. 8 goluri dintre cele 13 marcate de Cisnădie au fost ale lui Cialișcan și Vasilevskaya. Aici Neagu, 2 ratări, nu prea se întâmplă acest lucru. Evident, a mai ratat de la 7 metri, dar și reboundul nu prea. Flip acum, vede acel culoar și reușește să marcheze al doilea ei gol. L-a simțit bine, a simțit bine acea aruncare în diagonală. Aruncă perfect aici Cialișcan, lovită. Da, parcă de neoprit Turcoaica în această primă repriză. Are nevoie de îngrijiri medicale și dacă nu va veni sancțiune, arbitrii discută între ei acum. Atunci nu va juca 3 atacuri. Din păcate n-am văzut pe această reluare în momentul în care a fost tamponată. Ischit Cialișcan. Probabil că nu e nimic grav, dar lovitura a fost puternică. Dar ți-ar putea să vină totuși o sancțiune pe care totuși arbitrii nu o dictează. Da, nu cred că va mai veni vreo sancțiune. Asta înseamnă că se va odihni pe bancă următoarele 3 atacuri plus faze de apărare, evident. Și nu vine nicio sancțiune, așadar jucătoarea din Turcia
va fi înlocuită pentru următoarele faze ofensive. 15-14, doar un gol pentru CSM București, care a dat impresia că e în control total asupra partidei, dar iată, după câteva erori, lucrurile nu mai stau chiar așa. Foarte frumoasă faza, excelentă pasa pe poziție viitoare a lui Grazadi. A venit acolo Östergaard, jucătoare venită de la Bietigheim în această vară, și a reușit să marcheze. Da, practic, Măgur a trăit din excelenta formă a turcoaicei Ișchit Cealișcan și din aruncările acestea trasor. Marca Vasilevskaya, Natalia Vasilevskaya marchează pentru Măgura Cisnădie și reduce din nou diferența. 66% din golurile Măgurii au venit de la Vasilevskaya și de la Cealișcan, 10 din 15 până în acest moment, și nu reușesc jucătoarele CSM-ului să oprească. Iată, interesant și acest lucru, că Vasilevskaya nu este extremă de meserie, este inter. Acum vine o paradă a lui Raicic și Măgura, după ce a fost condusă cu 4 goluri diferență, poate să egaleze. A intrat din nou Kjepić, jucătoarea muntenegreană, în locul lui Cealișcan. Galinska, superbă pasa pe pivot și înscrie acolo Tomescu, cred. Egalitate, 16-16. Excelent Măgura Cisnădie, da, Xintia Tomescu acolo a venit, a pivotat, a înscris. Și Măgura acum revine la egalitate, aproape de finalul primei reprize. Da, au amenințat poarta CSM-ului prin diverse mijloace. Au fost întâi aruncările Vasilevskaya, Natalia Vasilevskaya, apoi Cealișcan a bombardat-o și ea pe Laura Grozea. Acum, iată, se poate juca și prin pătrunderi și cu pivotul. Am văzut Tomescu cu golul egalizator la 16, surprinzător. Măgura vine aproape de CSM și e un efort special pe care îl face echipa lui Alexandru Weber. Vine și Arnsen. Gol! Ce gol norocos a marcat, da, aici, da. CSM-ul. Foarte, foarte norocos. A scăpat acolo mingea Raicic în poartă și din nou CSM București în avans. Mă pregăteam să spun că Arnsen acolo pur și simplu n-a avut soluție să încerce să arunce de la acea distanță peste blocul defensiv al Măgurii. E foarte greu. Da, și Neagu a fost blocată, ai văzut, într-o aruncare, și Arsen a fost la un pas de a nu reuși să trimită spre poartă. Acum Kjepić a încercat să se strecoare, nu a reușit. Galinska din nou. Două minute eliminare pentru tragere acolo pentru Emil Arsen. Și lucrurile sunt din ce în ce mai rele pentru CSM București. Da, ceea ce părea până la urmă un... Nu a făcut nimic, spunea Iulia Curea acolo, antrenorul secund al CSM-ului. Ceea ce părea un meci ușor, până la urmă s-a transformat într-o luptă pe viață și pe moarte, dacă nu ar fi fost acea, să zic, inexactitate a lui Raicic. Poate Măgura ar fi avut șansa să treacă în avantaj. Nicolici se descurcă. Östergaard, faultată de Kjepić. Și vine eliminare de două minute. A talonat-o Kjepić. Jumătate de teren pe Östergaard acolo. Și în momentul în care a aruncat, a și încasat eliminarea. O prostie mare făcută de Kjepić aici, pentru că nu numai canulează eliminarea pe care o avea CSM București, dacă nu era acea împingere ușoară, nu era eliminare. Dar a știut Östergaard să scoată această eliminare. Zadi marchează. Da, și practic au fost două momente importante pe care CSM-ul a trecut cu bine. Acea aruncare a lui Emil Jansen, pe care Raicic a scăpat-o în poartă. Acum, în inferioritate, Östergaard reușește să scoată eliminare și 7 metri. Zadi transformă, sunt două goluri avans din nou pentru echipa lui Adi Vasile. Și time-ul cerut de pe. Sunt câteva probleme cu sunetul. Din cauza acelei furtune am văzut și probleme cu
transmisiunea mai devreme, cum lucrurile s-au reglat. Încă 20 de secunde din acest time au cerut de Alexandru Weber, după ce echipa sa revenise, egalase și acum a primit o eliminare de 2 minute la Chepici, a primit 2 goluri de la CSM. 2 goluri diferență așadar pe tabelă în favoarea campioanei României. Să vedem dacă Cisnădie va mai da oportunitatea CSM-ului să mai aibă un atac altfel. Mai sunt doar 24 de secunde din această primă repriză. Atacul este acum al gazdelor din Cisnădie, de la Galinska pentru Tătar. Ișchit Cealișcan, revenită în distribuția lui Alexandru Weber, în distribuția ofensivă. A intrat și Davidsen în poartă la CSM, apărase această minge, dar a fost aruncare de la 9 metri. Cealișcan aruncă și nu știu dacă a scos, probabil că a scos Davidsen. Se termină prima repriză. 2 goluri avantaj pentru CSM București, 18 la 16 în deplasarea de la Cisnădie. Luăm și noi o pauză, revenim în 9 minute cu partea secundă. Am revenit la Cisnădie pentru repriza secundă a meciului din runda a doua din Liga Florilor Mall. Măgurea Cisnădie, CSM București, 16 la 18. A fost o primă repriză dominată în prima ei parte de către CSM București, cu o evoluție mai bună, mai ales în defensivă. După care Cisnădie a echilibrat situația, a reușit chiar să egaleze 16 la 16, dar în cele din urmă campioana României a mai marcat 2 goluri pe final de repriză și are un avantaj de 2 goluri. Arnsen cu 4 goluri, din Diligan, Neagu și Pintea cu câte 3, au fost cele mai bune marcatoare de la CSM București, în timp ce Vasilevskaya și Cealișcan au marcat câte 5 goluri pentru Măgura Cisnădie. Începe acum repriza secundă, s-a schimbat și mingea, se joacă cu minge de Champions League. Iar Măgura Cisnădie va avea prima aruncare după ce startul partidei a fost dat de CSM București. Da, va fi un prim atac al fetelor lui Alexandru Weber. O distribuție la linia de 9 metri cu Galinska, Bardac și Cealișcan, cred, pe interstânga. Pe extreme sunt Abetă, Cader și Vasilevskaya, care a funcționat foarte bine și în această nouă postură. Iată acum la minge, iar pe pivot este Tomescu. Încearcă Galinska să pătundă, Cealișcan acum pentru Bardac. Se apără bine și CSM-ul, ține zone de pătrundere, însă până la urmă Galinska găsește culoarul și reduce din nou diferența. Reușita cu numărul 17 pentru Măgura Cisnădie vine din brațul conducătorului de joc polonez, Galinska. Da, nu e un transfer deloc rău, jucătoare adusă de la Zagombie Lubin. Spuneam, echipa participantă în Champions League în acest sezon. Neagu găsește culoarul, ratează Neagu din nou, a șasea aruncare ratată de Cristina Neagu. Pașca intervine și ea. În total, portarii Măgurii au 8 parade. Nu e o cifră deloc rea, dar de data aceasta Flip pătrunde, găsește culoarul și marchează. Așadar, Neagu rămâne cu 3 goluri din 9 aruncări, inclusiv un 7 metri ratat. A ghicit-o în două rânduri Mirela Pașca pe Neagu, a încercat și a doua oară să-i strecoare mingea printre picioare. Neagu pătrunse la semicerc. Ba, Neagu e a doua golgheteră din istoria Champions League, cu peste 1030 de goluri marcate, la o diferență de 30-40 de goluri de Iovan Radicevici, liderul all-time. Ambele vor juca și în acest sezon. Radicevici pentru Crim, lovită în față, Davidsen, eliminare de 2 minute pentru Vasilevskaya, cea care, spuneam, nu e extremă dreapta, joacă acolo așa, pentru că Măgura Cisnădie nu prea are cu cine să joace în afară de Neagu. Își prezintă scuzele, își recunoaște vina și e o pierdere importantă acum pentru Cisnădie, care în loc să marcheze, Vasilevskaya aici direct în față, puternic a aruncat, în loc să marcheze, să facă 18-19, se vede obligată să joace cu o jucătoare mai puțin. Da, am sesizat forța aruncărilor chiar din extremă pe care le-a executat Vasilevskaya.
de multe ori i-a găsit zona în care a găsit practic mingea mers către plasă. Acum totuși a fost inspirată Marie Davidson, dar a plătit scump această inspirație. Rămâne în continuare avantaj de două goluri pentru CSM și avantaj numeric de la Zaadi pentru Östergaard. Cât de bine. Pas a dat Zaadi. Asta va fi foarte interesant de văzut. CSM București a evoluat la fel de bine în startul sezonului precedent. A avut cel mai bun start din istorie în Champions League. Nu a fost învinsă în campionat. A bătut aproape pe oricine, în afară de Rapid, în prima manșă, în prima rundă a sezonului trecut, când s-a terminat egal în sala Rapid. Dar pe parcurs lucrurile n-au mai stat la fel de bine. Rămâne de văzut dacă CSM poate să susțină forma și în partea a doua a sezonului, mai ales din punct de vedere a lui Zaadi, a lui Glozer, jucători care au dezamăgit în sezonul precedent, care n-au avut o evoluție solidă și... dacă vor avea, atunci CSM va fi cu siguranță o candidată la câștigarea Ligii Campionilor. Amenințare de joc pasiv acum pentru Măgura Ciznădie. Galinska, mingea este blocată de zid. Reține Davidson, pleacă pe faza a doua CSM București. Pintea era singură acolo, n-a vrut să-i dea Neagru, n-a vrut să riște vreo pasă. A mers în extremă din nou. Östergaard blocată de Pașca. A treia intervenție 1-1 pentru Pașca. Și rămâne totuși posesia CSM-ului, care are în continuare o jucătoare în plus după eliminarea lui Vasilevski. Mai sunt 23 de secunde de superioritate numerică. Zaadi pătrunde, Pintea făcuse acolo culoarul și marchează jucătoarea franceză. Să vedem de ce s-a întrerupt pentru eliminare, probabil la Galinska, cred. Da, totul, dacă mă întrebi, începutul e excelent și tot pentru ștergerea podelei. Tot pentru ștergerea podelei. Pașca a ieșit pentru a intra o nouă jucătoare în atac în aceste 11 secunde și apoi va reveni în poartă. 4 goluri pentru Zaadi. Vorbeai de faptul că CSM-ul, dacă vrea să funcționeze, trebuie să mențină forma foarte bună pentru Zaadi și pentru Glozer. Din ce arată cele două, este ambele sunt la un nivel foarte, foarte, foarte bun. Acum Bardak încearcă să strecoare. Eliminare pentru Crina Pintea. Va intra sora ei, Ailincăi. Pintea spune că a fost trasă de tricou. Arbitrul îi transmite că a împins acolo în duelul de pe semicerc. Vedem reluarea. Da, e o contrapusă destul de sus acolo de către Crina Pintea. Anul trecut Pintea, dacă nu mă înșel, a fost descalificată, a primit cartonașul roșu în acest meci. Bardak aproape de forțare, se lasă faza să continue. O nouă ratare din extremă, scoate Davidson pentru a doua oară și are deja 4 parade Marie Davidson, goalkeeperul norvegian. În fața lui Moldoveanu a apărat acum. Da, ghicit în ambele situații Marie Davidson, direcția lucrării. Arntzen este pivot. Deci n-a intrat Andrei Ailincăi. Emily Arntzen este pivot în această fază în care CSM joacă fără portar pentru că a fost eliminată Crina Pintea. Zaadi de la șold blochează Pașca. Pleacă pe contraatac Măgura Ciznădie. Poarta este goală. Moldoveanu aproape se rateze. Davidson a atins acea minge. Dar până la urmă Zaadi a încercat o aruncare de la șold. Mirela Pașca n-a fost surprinsă și lucrurile au funcționat bine pentru Măgura Ciznădie, care a redus din nou diferența. 3 goluri pentru CSM aici la Ciznădie contra fetelor lui Alexandru Weber. Din nou atac al bucureștencelor cu Emily Arns în această poziție neobișnuită. Zaadi conduce atacul de la flip pentru Zaadi. Acum Neagu, din nou Zaadi, flip, se strecoară flip și punctează. Este din nou avantaj de 4 goluri pentru CSM după această reușită a franțuzoacei. Merg bine aceste succesive ale CSM-ului. Se găsește mereu un culoar acolo. Flip este o jucătoare de profil diferit față de Kobilinska. E o jucătoare mult mai puternică, Monica Kobilinska. Din nou în extremă, din nou aproape să rateze moldovan față în față cu Davidson, dar moldoveanul
dar a marcat moldoveanul pentru a doua oară consecutiv și se menține Măgura Cisnădie la 3 goluri. Poate să pună probleme echipa lui Weber, Alexandru Weber, dacă rămâne așa până spre finalul de partidă. Evident și CSM-ul va obosi. Săptămâna viitoare CSM joacă cu Odense în debutul Champions League. Pintea acum a ieșit și ea la joc. Acum atac foarte bine Flip acolo, da, 7 metri, din nou a găsit culoarul, exact. Laura Flip. Spuneam, o jucătoare foarte interesantă, cu un progres impresionant la Naționala Franței, însă nu este o jucătoare care să marcheze foarte multe goluri, nu este o jucătoare care să impresioneze prin calitățile de a înscrie, ci prin modul în care joacă pentru echipă. Cam așa e toată Naționala Franței, nu există o jucătoare neapărat care să impresioneze cu adevărat. Zaadi acum, fără fentă, reușește să marcheze al cincelea gol și e principala marcatoare atât a CSM-ului, dar și a meciului. 5 goluri mai au Cialișcan și Vasilevskaya. Nu uitați, de la ora 17:30 avem încă un meci din Liga Florilor Mol, e vorba despre partida dintre Gloria Buzău și Gloria Bistrița, un meci interesant. Acum atac al Măgurii Cisnădia, s-a decis Weber să schimbe locurile acolo. Între timp o eroare în atacul gazdelor și Östergaard nu-i lasă nicio șansă. Mirelei Pașca este acum avans de 5 goluri pentru echipa lui Adi Vasile. E timeout cerut de Alexandru Weber, care a simțit momentul mai slab al echipei sale. De la un singur gol pentru CSM s-au făcut 5. Și vedem forța pe care o are CSM București în anumite momente. I don't care. Go out. We make the referees to make time out. You go to run. Hey, race agent. You make step. You go please. You stay too far away. Come in the ball. Before you receive the ball, take your position and attack. Timmy, alergi în spatele omul 2 și 5, da? I need to change the bit of defense in the middle. We need to attack here and open the space, da? Do you understand me? Listen to me. In a defense, you need to move. You need to move because you close in the middle together and here is free space. Da? Nemulțumit, foarte nemulțumit Alexandru Weber. A certat-o acolo pe Galinska pentru că nu făcea replierea așa cum trebuia, că nu aleargă pe teren. E nevoie de mult mai mult, asta spunea Weber, pentru a se bate cu CSM București. A luat timeout-ul repede în partea secundă. În prima parte nu l-a luat decât în ultimele 25 de secunde ale reprizei. Acum, imediat după 8 minute aproape, a simțit momentul bun al CSM-ului și a încercat să rupă acea serie pe care a avut-o campioana. Vasilevskaya aruncă din nou, cred că Chiepici. Nu, Bardac. Bardac a fost peste poartă. Multe aruncări peste poartă ale echipei din Cisnădie în acest meci. Zaadi pentru Neagu. Din nou Zaadi pentru Pintea acolo. Cercat să salveze acea minge Cialișcan. Da, practic au fost momente în care CSM-ul a trăit din inspirația lui Flip, foarte importantă pentru echipa, așa cum spuneai, Laura Flip. Execuțiile ei au făcut practic această diferență. Iar lucrul acesta este foarte important pentru CSM, care are doi interdreapta. Am văzut Kobilinska în Supercupă, ce bine a funcționat, și Flip astăzi cât de bine a mers. Lucrurile sunt, zic eu, de la bine spre foarte bine pentru CSM București, care arată un lot complet și jucătoare valoroase. Acum din nou atac al campioanei României de la Flip pentru Zaadi. Östergaard și au un transfer excelent și ce minunăție de gol reușește și jucătoarea extrema dreaptă din Danemarca a CSM-ului. Acum de la Galinska, da? Vicecampioană europeană și medaliată cu bronz la mondial la ultimele două turnee finale, Östergaard aici
A salvat Davidson mingea, dar este posesia Cisnădiei, pentru că cred că a lovit cu piciorul acolo o jucătoare a CSM-ului, involuntar. Da, Östergaard, o jucătoare experimentată, o jucătoare care are nevoie acolo doar de un spațiu mic pentru a marca și din nou trebuie să se șteargă podeaua. Mai devreme și un meci de fotbal a fost amânat sau întrerupt, mai bine zis, din cauza acestei furtuni care a afectat Transilvania și la Cisnădie mai plouă din când în când și în sală. Da, astea sunt condițiile. Câteva picături nu o să strice niciodată. Meciul se poate disputa. Da, 25-19, cu 20 de minute rămase de disputat în această partidă. Acum Galinska. Da, parcă e atât de greu de pătruns, apărarea CSM-ului funcționează, fetele se mișcă bine acolo și Măgura Cisnădia are probleme în a trece de acest zid defensiv. Acum Galinska pentru Cealișcan, să vedem dacă va scoate o nouă aluncare din pălărie, parcă Turcoaica. Acum Neagu își face pași. Neagu, excelentă pasă pentru Flip. Ce experiență, ce intuiție la Neagu. Flip, o repriză perfectă. Am avut plăcerea de a fi joi seara între spectatorii unui film documentar de excepție care a studiat aruncarea Cristinei Neagu. Într-adevăr, ceea ce am văzut acolo mi s-a părut remarcabil, iar ceea ce face Cristina Neagu este de asemenea... Acel documentar poate fi văzut pe Voio, dacă doriți să-l urmăriți. Da, e o recomandare pe care pot să o fac tuturor celor cărora le place sportul. Da, e un documentar interesant, arată cumva știința din spatele handbalului și cum se pot îmbunătăți anumite lucruri. Între timp, Neagu a fost și amendată, nu suspendată, amendată doar, de către Federația Europeană de Handbal, pentru că Federația Europeană de Handbal nu poate interzice nimănui să dea declarații. Amendată cu 2000 de euro, de fapt 4000 de euro, dintre care 2000 de euro sunt suspendați pe o perioadă de un an, în condițiile în care Neagu va mai face declarații considerate defăimătoare la adresa arbitrilor, oficialilor și așa mai departe. Atunci acea amendă va fi plătită integral. Gol marcat de Galinska, a cincea reușită și pentru jucătoarea poloneză, de la 21-17 pentru CSM. S-a făcut 25-19, așadar un parțial clar pentru CSM, cum lupte pe semicerc, dar este doar aruncare de la 9 metri. S-a făcut deja diferența destul de mare. E greu de crezut că Măgura Cisnădie, dacă va juca în continuare așa, va reuși să mai pună în pericol echipa bucureșteană. După reușita lui Galinska, a încercat Zadi un răspuns rapid, a fost atentă Mirela Pașca și a păstrat această diferență de 6 goluri pentru CSM, care, o diferență care poate fi decisivă, spunem noi, în alegerea câștigătoarei din această după-amiază. Jlezi foarte bine, se descurcă pe semicerc, a găsit bine spațiul pivotul tunisian și a punctat de la ce culoare avea acolo Neagu. Da. Dar pasa a preferat pasa către Dindi Ligan, pasa a fost deviată și este atacul CSM-ului. Trebuie în continuare CSM să țină ritmul până, nu știu, să spunem minutul 50-52 acolo. Dacă reușește să intre acolo cu 6 goluri, atunci nu se mai poate întâmpla nimic. La diferența de experiență, de valoare de lot. Da, și uite, a venit încă acea... tare pentru Neagu, azi, da. A șaptea din acest meci și rămâne cu 3 goluri Neagu. Acum greșesc și jucătoarele Măgurii. Da, însă în ultimul moment Chepici a reușit să păstreze mingea pentru Cisnădie. A fost aruncarea lui Neagu în bar acolo. Cred că ghinionul a jucat și el un rol, pentru că Neagu, dincolo de
de forța aruncării, un lucru dezbătut în documentarul pe care vi le recomand. Ea este în primul rând o jucătoare de super clasă, foarte inteligentă și care știe întotdeauna ce execuție să aleagă. Neagu are un bagaj foarte divers de execuții și acest lucru e desesizat cu ochiul liber. Aproape de o alunecare periculoasă acolo Galinska, a pasat în picior aici, s-a lăsat avantaj, este 7 metri pentru Cisnădie, care poate să revină la 4 goluri. Da. Zadi nu înțelege de ce s-a dictat această aruncare de la 7 metri. Cealișcan va fi cea care... Da. În sfârșit, e decizia arbitrilor. Mari Davidson. Scoate Davidson. A șasea paradă și pentru Davidson, după ce Glozer a scos 6 mingi în prima repriză. Și încă un 7 metri ratat de Măgura Cisnădie. Unul a fost în prima repriză cu Glozer în poartă. Și-a dat 12 parade pentru golkeeperii CSM-ului. Procentaj de 37-38% acolo. Pentru poarta echipei bucureștene, foarte bun. Așadar, în aceste condiții, Arntzen acum pentru Zadi. Flip. Zadi. Arntzen succesivă pune în extremă din Diligan. 1-1, aruncă la pulsul scurt. Marchează din Diligan al patrulea gol. Singura extremă stânga a CSM-ului pe foaie în acest meci. Spuneam, Henifer Gutierrez nu este în lot. Mingea este blocată aici și este aruncare de la colț. În loc ca Măgura Cisnădie să revină la 4 goluri, s-au făcut 6. Da, și ne-a plăcut mult cum a mers mingea acolo pe semicer pentru CSM București. Niște trasee bine puse la punct din Diligan, a punctat la colțul scurt. Diferența e din nou de 6 goluri de la Lezli pentru Barda. Galinska încearcă să treacă, s-a apărat bine Arntzen. Davidson a completat, a fost greu de bătut Davidson și vine Arntzen către poartă. Totul se termină cu această aruncare plasată a lui Trine Østergaard, fără șansă pentru Mirela Pașca. Din nou se găsesc foarte bine elevele lui Adi Vasile. Time au cerut din nou de Weber. Mi se pare un antrenament cu public ceea ce se întâmplă în momentele astea, pentru că CSM-ul nici nu forțează și deschide foarte mult pe extreme. Să-l ascultăm nou pe antrenorul. Stay focused 15 minutes because now we use only the shoot from 9 meters and I want to see, doesn't matter, you work from the right, yeah? I need help to attack, block up the pivot and attack here body, yeah? And you exterior for the right wing, if not working, crossing and attack back for the passing, I have the pivot pass down with the floor for Mora for 2 minutes and 7 meters and you stay in attack with the ball in the hand. Don't give so easy the ball. That's why they're running. And when you make this in part, you need to finish with foul. Not let to pass for the win. Câteva indicații. A spus Alexandru Weber că își dorește mai mult joc colectiv din partea elevelor sale, pentru că în ultimele minute au încercat exclusiv să finalizeze cu aruncări de la 9 metri. Și asta este adevărat. CSM s-a distanțat clar și mai ales în apărare Cisnădie n-a reușit să blocheze contraatacurile echipei bucureștene, care s-a distanțat așa pe nesimțite din nou la 7 goluri. Da, dar uite, ai văzut ce înseamnă echipa, cât de bine a funcționat totul la CSM, mai ales pe contraatac. Fetele s-au găsit foarte bine. Acum Galinska pentru Bardac. Încearcă Bardac o angajare pentru pivot și... Parcă a prevăzut Alexandru Weber, a și spus, venim cu pasă, cu podeaua pentru pivot, pentru că va veni, să încercăm să obținem un 7 metri și o eliminare. Imediat după timeout a venit această fază. Arntzen. Da, clar nu înțelegea, sau se făcea că nu înțelege. Galinska în fața lui Mari Davidson punctează centrul polonez pentru Măgura Cisnădie. 28, CSM București, 22, Măgura. Cred că l-am auzit pe Adi Vasile protestând puțin la adresa arbitrilor înainte de aruncarea de la 7 metri. Intră Rotaru
în centru, Neagu și ea pe Inter stânga. Bine, nu sunt foarte multe soluții, doar Stoica, dar a jucat destul de mult Neagu în acest meci. Ne trebuie să rămână cumva în formă. Și înainte de mondialul la care România va participa, Neagu pentru flip, 7 metri. România, și cred că vine și eliminare, și eliminare. Cred că Rotaru a fost totuși cea care a pătruns acolo. Da, Rotaru a pătruns acolo. Eliminarea este pentru Galinska. Nici e foarte convinsă Galinska. Da, România joacă cu Chile, cu Serbia și cu Danemarca în acea grupă de la mondial. Foarte important acest turneu final. Dacă ne clasăm undeva, să spunem, în primele 8 echipe, mai poate de surveni modificări acest top, atunci vom merge la turneele preolimpice pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Altfel, drumul este blocat. Zadi a devenit cea mai bună marcatoare, sau a egalat-o pe Galinska în topul celor mai bune marcatoare ale meciului, dar este cea mai bună marcatoare a CSM-ului. 29-22, 12 minute și jumătate din acest meci. Din nou Măgura Cisnădie cu probleme în atac, amenințare de joc pasiv. O apărare mai avansată a CSM-ului a blocat orice șansă a Măgurii. Vine acum o aruncare a lui Bardac. Mingea este blocată de David Sândar. Este aruncare de la 9 metri, fiind faultată jucătoarea Măgurii. Sper din tot sufletul ca Naționala României să facă lucrurile în zona pozitivă, să reușească rezultate cât mai bune la campionatul mondial. Cred că avem totuși atur pentru a face acest lucru. Între timp pot să spun că am admirat precizia cu care Zadi a transformat aruncările de la 7 metri printr-un procedeu așa, marcă înregistrată un pic, aruncare în adică la înălțime. Bardac a fost blocat acolo, s-a apărat bine Rotaru. E dificil și pentru Bardac, ea e folosită întotdeauna, văd, în poziția asta de Inter, dreapta cel puțin, cu precădere, unde este totuși destul de greu să pătrânzi. Uite ce înseamnă ca CSM-ul să aibă doi Inter dreapta de valoare, cum sunt Flip și Kombilinska, și iată a venit și aruncarea pe care o cunoaștem atât de bine la Cristina Neagu. 8 goluri diferență între CSM și Măgura Cisnădie. A fost poate mai greu decât se aștepta. Cu siguranță, cel puțin pe finalul primei reprize, CSM dădea semne de oboseală. Dar mi se pare că e o echipă care, cel puțin în țară, în Liga Florilor Mall, când are așa un switch, când aprinde acel switch, e cam gata, cam pentru orice echipă. Cel puțin ce am văzut în acest start de sezon, diferența este enormă în momentul în care CSM joacă. Davidson scoate din nou și ea, 14 parade au cei doi portari ai CSM-ului și asta contează enorm într-un astfel de meci. Rotaru din nou pentru Neagu. Flip, Neagu, aruncă din nou Neagu, marchează două goluri consecutive ale Cristinei. Rămâne admirabilă Neagu în ceea ce face. A fost lovită la față, da. S-a simțit foarte bine după acea aruncare. 9 goluri diferență, problema câștigătoarei s-a rezolvat în această repriză secundă. Diferența a crescut constant, așadar 7 goluri diferență în această parte secundă. S-a pornit de la 18-16, este 13-6 pentru CSM București. Și vorbeai de diferențe, cred că totuși CSM în momentul în care apasă pe switch, da, nu e un fel de dinamo. No, diferența, din păcate, diferența cred că este și mai mare. CSM-ul are o echipă completă pe toate posturile, nu că Dinamo nu ar avea, dar mai sunt jucători care poate n-au experiență, poate sunt la început, dar CSM, dacă te uiți atent, vine acum o decizie, picior până la urmă. Nu, a fost aruncare de la colț și va fi amenințare de joc pasiv. Vasilevskaya pentru Galinska, pivot foarte bine din nou pentru Jlezin, a reușit acolo Pintea
să blocheze, se ridică mai greu acolo Crina Pintea. Ce spuneam de CSM, noi uităm pe loc și vedem jucătoare precum Glozer, Zadi, Neagu, Ingstad, așadar cumva jucătoare care în carieră au reușit să câștige trofee majore, Flip, la fel, campioană olimpică cu Franța, Östergaard, medalii peste medalii, e o diferență totuși. Da, observația e corectă, sunt niște fete care au câștigat ceva la viața lor și lucrul ăsta le face niște handbaliste foarte bune. Între timp, Mari Davidson e și ea în zi deosebit aici, nouă la Cisnădie. Nouă parade pentru portarul norvegian. Bine, și la băieți merită menționat și felicitată și aplaudată time-out-a cu încerul de Ali Vasile. Reușita lui CSM Constanța, care s-a calificat în grupele IHF European League. Să-l ascultăm pe Adi Vasile și revenim cu felicitările pentru CSM Constanța. How can we be a little bit better? I know it's a little margin, I know. But I think you can try to stay together and to not open. And here number two, if she comes like this, she can close. Nada, because and maybe like this, a little bit rework with the pivot, okay? Mochi, it can be the same if you're gonna be here, okay? Now, in the attack, Mochi, you play this one. And she's already coming like this. Yeah. Ah, you can also see this situation, okay? But now I want us to play French cross to return. Monica, you start full attack from here. Krina, you're gonna be here. Once you come for the situation, okay? So Monica, you start now. Yeah. French cross to return. Come on, girl. To the end. Yes, by the regime. Câteva indicații date de Adi Vasile. Schema în crucișoara franceză 2. Am văzut în prima parte în crucișoara franceză 5. Cum va fi în crucișoara franceză 2 pentru CSM București. Revenind la succesul pe care l-a reușit CSM Constanța, a eliminat-o ieri în preliminariile European League pe finalista sezonului trecut, Granollers, echipa de pe locul 3 din campionatul Spaniei, din Asobal. Pierdut la 2 goluri Constanța meciul tur, dar în retur a câștigat la 2 goluri și pentru că nu mai există regula golului în deplasare în competițiile HF, în dueluri directe, s-a trecut la aruncări de la 7 metri. Le-a marcat pe toate Constanța, Granollers a ratat una din ele și astfel avem 2 echipe în grupele European League după Dinamo, calificată direct. A reușit și Constanța să ajungă acolo, va face parte dintr-o grupă fantastică sau o grupă cu echipă fantastică, Sporting Lisabona, care are 2 jucători incredibili, Francisco și Martim, 2 frați Mota da Costa. De Francisco Mota da Costa veți auzi cu siguranță în viitor. Cu Tata Bania din Ungaria și cu Glogov din Polonia. Fault aici. A fost anunțată totuși performanța băieților de la Constanța de acel meci din Supercupă, oricum foarte, foarte important că sunt 2 echipe românești și încă o dată aplauze pentru Constanța care a reușit acea performanță de a trece de Granollers. Între timp aici diferența de 9 goluri pentru CSM după o reușită a lui Rotaru, norocoasă reușită pentru că mingea a fost deviată și Mirela Pașca a fost păcălită de traiectoria mingea. Acum ataca al gazelor de la Cisnădie, de la Galinska pentru Bardac. Cealișcan, vine acea aruncare ca din turn a turcoaicei și diferența scade, sunt 8 goluri în față pentru campioana CSM. Învingătoarea nu mai e în discuție, dar să vedem totuși handbal de calitate până la final. Handbal de calitate vom vedea și de la ora 17:30 cu meciul dintre Buzău și Bistrița. Două echipe puternice, două echipe care vor să încheie din nou sus în clasament. Bistrița a fost pe podium stagiunea precedentă. Arțen pentru Flip, blocat acolo, aruncare de la 9 metri. E totuși Kobilinska, da. A reintrat Kobilinska după acel timeout. N-a jucat foarte mult, nici n-a marcat Monica Kobilinska în acest meci. În extremă din nou pentru Dindi Ligan.
n-a reușit să o învingă pe Batinović. Dar au făcut din nou schimbare de portar. Gazele din Ciznădie, Mirela Pașca a trecut pe bancă, iar în poartă este Marta Batinović. Cele două au fiecare câte 5 parade, plus Rajčić 2, așadar 12. Bine pentru Ciznădie, în condițiile în care întâlnesc o echipă foarte puternică. E CSM București, Bardac acum. Galinska pentru Cealișcan, Turcoai, care la un pas de a trimite din nou un șut puternic, încearcă Bardac să pătrundă, e blocat acolo drumul, Rotaru și din Diligan, chiar și Pintea în ajutor, au blocat o zonă în care Bardac încerca să pătrundă. Din e nou amenințare de joc pasiv. Joc pasiv, n-au știut, cred că, jucătoarele din Ciznădie. La cum a aruncat Jlezi mingea aia spre Bardac, era clar că cel puțin ea nu știa. Aici riscă CSM-ul, pas a fost puțin în spate, Monica Kobilinska n-a reușit să o recepționeze și marchează din nou Galinska și reduce handicapul la 7 goluri. 7 goluri pentru jucătoarea poloneză venită, spuneam, de la Zagłębie Lubin. Da, momentul în care se lansează spre poartă, centrul polonez este parcă irezistibil. Am mai văzut reușite în cerul celei înregistrate. Acum a intrat la CSM și Ștefania Stoica. Da, ultimele minute ale meciului sunt încheiate cu Stoica. Am văzut-o pe Stoica jucând și în meciul cu Rapid. Pas a fost pentru Pintea, puțin cam sus, amenințare de joc pasiv. 3 pase din acest moment pentru CSM București. Stoica aruncă foarte bine. Alunecă acolo, din păcate, în momentul în care a vrut să plece, să facă replierea pentru defensivă. Nici pasa către Xeman a fost bună. Da, au încercat să răspundă Rapid fetele lui Weber, însă rămâne diferența de 8 goluri acum. Cealișcan pentru Roșu. Au schimbat centru. Nu e Roșu, e Cealișcan în centru. Galinska. Da, schimbă în continuare pe linia de 9 metri. Acum Cealișcan blocată de Davidson și vine eliminarea de 2 metri. Da, Östergaard este cea trimisă la bancă. Ilie încerca acolo să paseze, însă Östergaard i-a dat un brânci și lucrurile totuși au fost sancționate de această intervenție, a fost sancționată de cei doi arbitri. Am revăzut-o pe tine, Östergaard pe bancă și au un transfer excelent pentru CSM București. Acum Măgura în atac. S-a vrut de la Galinska pentru Cealișcan, se reiau lucrurile, Bardac, spațiu pentru Bardac, gol, a încercat din Diligan să o blocheze într-o zonă în care se mai apăra și Ștefania Stoica, dar Bardac a fost rapidă și cu multă energie. Am revăzut și golul Ștefaniei Stoica, a învins-o pe Marta Batinović cu aruncaia de la 9 metri, din nou Stoica în distribuția ofensivă gândită de Adi Basile. Diferența e mare între cele două echipe, 7 goluri diferență în favoarea CSM-ului, au fost și 9. Așadar, chiar dacă n-a forțat, CSM-ul a marcat mult, amenințare de joc pasiv. Kobilinska acum cu greu reușește să înscrie primul gol. Și imediat vine și golul Măgurii. Repunerea rapidă este unul dintre avantajele echipei din județul Sibiu. Dar încerca Marie Davidson să se ducă repede de tot în poartă, n-a mai avut timp și golul a venit imediat. 7 goluri avans pentru CSM, care rămâne în inferioritate, de la Stoica pentru Kobilinska. Flip, nu? Rotaru. A fost o acțiune surprinzătoare. Davidson sprintează către poartă. CSM-ul este acum cu portar pentru ultimele 20 de secunde ale acestei inferiorități. Este Neagu acolo, a făcut pași. A făcut pași Neagu. Nemulțumire și în tribune. Dar e evident că Măgura
nu are forța necesară, nu are jucătoarele care să poată să se bată la mai mult. Cam asta este, este cea mai bună descriere, că nu are numere în lot, pur și simplu, pentru a se bate cu CSM-ul. Stoica acum, din cădere, 2 minute eliminare. Lovită destul de rău, dar se ridică. Chepić a fost cea care a lovit-o pe Stoica, a fost... Nu e un transfer foarte reușit, cel puțin din ceea ce am văzut în acest meci, poate. A fost o evoluție mai slabă a lui Chepić, dar per total n-a avut deloc. Da, să avem răbdare totuși și cu Chepić de la Stoica pentru Rotaru, Kobilinska, Stoica pentru Dindiligan. A încercat Dindiligan acum să pună mingea pentru peste Marta Batinović, nu e totuși o execuție cu care s-o păcălește așa. Da, boltele astea da. Ies la junioare și la tineret de obicei, pentru că portarii încă nu s-au dezvoltat complet, dar Batinović e și eu un portar înalt. Încă 1 minut și 10 secunde. 7 goluri avantaj pentru CSM București. Nu uitați, de la 17:30 continuă handbalul aici pe Pro Arena. Meciul dintre Buzău și Brăila și Bistrița, mă scuzați. Dindiligan și Rotaru trimise la podea de Bardac. Observăm cu câtă energie pornește spre poartă Valentina Bardac. Cere Dindiligan forțare în atac, este doar aruncare de la 7 metri. Galinska o copiază parcă pe Zadi, în ceea ce înseamnă modul în care se execută aruncarea de la 7 metri. Iată cât de sus a aruncat și punctează din nou pentru Măgura Cisnădie. 6 goluri avans pentru CSM București. Acum Kobilinska, am crezut că va arunca, nu o face Stoica pentru că a avut un culoar bun. A apărat Batinović, acum din nou Bardac, n-a fost foarte hotărât de la Bardac pentru Tomescu, vine și Neagu. Marchează primul gol Marilena Neagu, una dintre cele mai bune marcatoare din ultimele sezoane ale lui Cisnădie, prea puțin astăzi. Încă o paradă pentru Batinović la aruncarea Monicăi Kobilinska, termină cu 8 parade Marta Batinović, dar... CSM București se impune. Doar 5 goluri diferența au fost până la final, 34-29, dar victoria a fost una clară, o victorie muncită, o victorie meritată de către CSM București. Noi am fost Dan Marinache și Adi Costeiu. Ne revedem în scurt timp de la 17:30 pentru meciul dintre Gloria Buzău și Gloria Bistrița. Pe curând. La revedere.